Alte 5.850 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech achiziționate din bugetul de stat au ajuns astăzi la Chișinău. Este vorba de a treia tranșă din lotul de 700.830 de doze. Până acum, în total, din banii bugetului de stat au fost achiziționate 43.290 de doze de vaccin produs de compania Pfizer. Cele aproximativ 6.000 de doze urmează a fi distribuite după necesitate în toate punctele de vaccinare din țară. Menționăm că, potrivit celor mai recente date, în total în țară au fost administrate peste 1.128.000 de doze de vaccin, peste 464.000 de cetățeni s-au imunizat complet. Totodată, doritorii de a se proteja de formele grave ale bolii COVID-19 se pot vaccina la orice punct de imunizare din țară doar cu buletinul. Ministerul Sănătății anunță că un maraton de imunizare va avea loc chiar astăzi la Teatrul Verde din capitală, acolo unde se va desfășura concertul Acasă. Cetățenii sunt așteptați la vaccinare până la ora 22. Vaccinurile disponibile sunt Sinopharm, Sinovac, Pfizer, BioNTech, Johnson & Johnson și AstraZeneca. Și în orașul Căușeni, un alt maraton va fi organizat mâine la Centrul de Sănătate Publică Căușeni.